Scene incredibile au fost surprinse pe străzile din Craiova. Un bărbat gol pușcă a fost filmat în timp ce alerga pe străzi complet dezbrăcat. Doljanul a alergat pe o distanță de 3 km în văzul tuturor. Motivul a fost prins cu amanta în cele mai fierbinți momente, chiar de către soțul acesteia în locuința celor doi. Imagini incredibile au fost surprinse la Craiova. Un bărbat a luat-o la fugă complet dezbrăcat pe străzile din oraș. Bărbatul înșelat nu și-a pierdut cumpătul, nu a făcut scandal, ci a început să filmeze totul cu telefonul mobil. Cei doi amanți au fost prinși chiar în casa celor doi soți. În timp ce bărbatul vindea în magazinul pe care îl deține în curtea locuinței, soția sa îl înșela în propria lor casă. Bărbatul a surprins-o pe femeie cu amantul în cele mai fierbinți momente. Cei doi erau complet dezbrăcați. Pentru a scăpa cât mai repede din calea soțului înșelat, amantul nu a mai apucat să tragă hainele pe el și a luat-o la fugă gol pușcă pe străzile din Craiova. A alergat aproximativ 3 km. Pe imagini se vede cum fuge în văzul tuturor pe trotuar, pe o stradă circulată pe care trec zeci de mașini.